Din scaun am văzut o scenă însetată, mai însetată ca niciodată, pentru că era printre puținele scene care mai erau deschise. Și aici am văzut multă poftă. Oameni nerăbdători să se bucure. Sezonul 11, sezonul 1 și 1 trece la nivelul următor. Cea mai mare scenă din România a primit deja peste 300 de concurenți pe care am văzut în 27 de ediții de preselecții. Un adevărat maraton marca România au talent. Am avut numere care ne-au surprins. Numere care ne-au intrigat. Numere care ne-au emoționat. Așa, pe sufletul meu. Numere care ne-au speriat. Și pe toate le-am iubit. Și atunci pe scenă concurenții au auzit. Ne vedem în etapa următoare. Și când vine momentul, ăla e momentul. Etapa următoare începe acum. Astăzi jurații au deciziile. Concurența este enormă. Un sezon atât de plin, doldura de talente, va face ca alegerea juraților să fie pe cât de plăcută, pe atât de dificilă. Doar 24 de concurenți pot ajunge în cele două semifinale live. Dintre aceștia, 10 au depășit deja această etapă grație butonului auriu, oferit de jurați și de prezentatori. Jurați care au astăzi o misiune aproape imposibilă. Se aleagă cei mai buni 14 concurenți din sute. Românii au talent. 1 și 1. Fie ca talentul să învingă și din 1 și 1 să rămână acel 1. What? What? Câți oameni valoroși avem în România și noi habar n-aveam. Cum a făcut, mă? Nu știu, mă. Nu se termină, nu se termină plăcerea asta de a privi și de a aplauda talentul. Felicitări! Unii copii au și norocul să nasc într-un mediu în care au șanse, e clar. Ăsta era un alt moment care putea să smulgă un buton auriu. Dragostea e ceva care netezește, înalță, ține loc de greșeli. Adevărul e că puține lucruri sunt mai frumoase decât iubirea. Dar sigur, unul dintre ele e combinația asta dintre iubire și dans. Mie îmi plac foarte tare numerele de magie. Eu o să încerc să integrez ceea ce este deja în mintea voastră acum. Dar ăla de semifinală, finală, atunci e grav. Yes! Îmi plac numerele astea! Wow, fie ce vârtej s-a pus în cap. Mamă! Mamă, 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 mamă! Mă gândeam acum cât de nedreaptă este viața câteodată și sper că anul acesta să se facă dreptate. Mamă, mamă, este înfiorătoare mișcarea asta. Meritați să fiți cel puțin într-o semifinală, dacă nu și într-o finală. Copiii din ziua de azi sunt bombardați cu TikTok-uri, YouTube, rețele de socializare. Are ceva special, muzica populară autentică. Îți ajunge la suflet, așa. Pe domnul Florin Călinescu! Bagă! De ce vă strigau așa când începea emisiunea? Să fie sigur că auziți?
Da, chiar, că vroiam să vă întreb de mult. Voi credeți că găinile fac pile de Andra când vă aud cântând? Obosit să spuneți, fiindcă știu și eu. Ne vedem în etapa următoare! Nu cred că am văzut ceva la fel de bun niciodată. Ai fost surpriza serii, știi? Eu, în urmă cu 2 ani, veneam la România au talent, făceam asta și sala era în picioare. Wow. Acum, doamnelor și domnilor, pentru a mia oară am reușit să fac din Rahat bici. Și vă promit că dacă mă calific, vă promit că dacă mă calific în semifinale, voi face Rahatul praf. Gata, s-a terminat. Cum s-a așezat? A început în forță. În numele tuturor ne înclinăm și vă spunem mulțumesc. Și apropo, ne vedem în semifinale. Și apropo, ne vedem în semifinale.